Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Tema întâlnirii noastre este dacă anul 2021 este un an al relansării economice. Și întrebarea de încălzire este cum vedeți dumneavoastră acest an prin prisma principalilor indicatori macroeconomici. Am să-l rog pe domnul Florian Livocor, economistul șef al BRD, să ne expună poziția domniei sale. Mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt onorat, ca de obicei, atât de invitație cât și de colegii de platou, ca să spun așa. Cu ocazia asta îi salut și le urez tuturor o primăvară frumoasă și celor care sunt acum în platou și celor care ne vor urmări, probabil, la un moment dat. Chiar dacă m-am pus în ultima bancă, se pare că m-ați văzut. Mi-aduc aminte și acum de școală, când neștiind răspunsurile exacte la posibilele întrebări ale profesorului, eram câțiva care schimbam locurile și mergeam în ultima bancă. Revenind la întrebarea noastră, probabil că se știe, eu am avut în vedere ca această fază de contracție a economiei să dureze 2 ani de zile. Asta era ceea ce ne indicau nouă cifrele, însă am avut surprize plăcute. Multă lume ar fi spus mai puțin înțelese, până să le înțelegem cred că va mai trece un an. Oricum, surprize a fost plăcute și în primul rând vreau să subliniez reziliența economiei în ansamblu la tot ceea ce a însemnat șoc în această criză. De la șocurile medicale, în plan medical, numărul de infecții și așa mai departe, până la șocurile asupra diverselor sectoare economice pe care mai mulți, nu doar eu, le vedeam a fi într-o mare suferință, însă au rezistat absolut extraordinar peste așteptări. E vorba de consum, spre exemplu, și așa mai departe, până și sectorul Horeca a reușit să facă oarecum față și să nu fie complet avariat. Construcție, la fel, un alt sector la care nu mizam pe o dinamică chiar atât de mare, mizam pe o dinamică pozitivă, dar mult mai mică. Una peste alta, economia a fost rezilientă, a făcut față cu brio și am ieșit din nou în evidență ca fiind economia cu cea mai mică contracție dintre economiile Uniunii Europene. Până aici sună bine, revin la cifre și spun că în acest context, în toamna trecută, noi am revizuit creșterea economică pentru 2021 de la o valoare negativă la o valoare pozitivă, mai exact 1,4%. În acest moment, spun că este destul de probabil să revizuim din nou în primăvara aceasta creșterea economică pentru anul în curs, până înspre o valoare de 3 sau peste 3%. Cum am mai spus-o, de altfel, eu personal încerc să fiu mai precaut și nu cred că există fundamente pentru a promova o creștere de 5 și așa mai departe la sută, pentru moment. Ceea ce aș sublinea din nou și cred că este îmbucurător este faptul că am încheiat, dacă se vor confirma aceste estimări, am încheiat faza de contracție. Dacă nu mă înșel, în perioada post-decembristă a fost cea mai scurtă fază de contracție a economiei. Și acum rămâne de văzut cum pornim mai departe, ce facem ca să îmbunătățim lucrurile. În mod categoric, nu există soluții, nu știu, panaceu, nu există soluții ușoare, dar am încredere că se poate. Deficitul bugetar, derapajul fiscal, unde îl vedeți? Deficitul bugetar, stricto sensu, 2,6 puncte procentuale, 2,6 puncte procentuale, corecție într-un an post-criză, în care trebuie să admitem pandemia, spre exemplu, motorul crizei actuale, nu s-a încheiat,
Deci o corecție de 2,6 este, la prima vedere, aproape imposibilă, mai ales dacă stăm să ne uităm la caracteristicile economiei românești din punct de vedere a poziției bugetare și a sublinia, în primul rând, slaba colectare și procentul sau partea de venituri raportate la PIB de doar 30 și ceva la sută, undeva cu 15 puncte procentuale sub media europeană, care e 46%. Deci nu e ușor, dar având în vedere că, din câte am observat în legea bugetului, corecția va fi în mare parte făcută pe fondul reducerii pachetului de măsuri de combatere a crizei, a pandemiei, care anul trecut a fost 3,65% și anul acesta se pare că va fi doar 1,29%, mai rămâne un 0,25, un sfert de punct procentual, să fie corectat prin măsuri, hai să le spun așa, dacă este în accepțiunea tuturor, măsuri active. Ce aș face, nu este nimic nou aici, toată lumea a spus și toată lumea a spus de foarte multă vreme, îmbunătățirea colectării. Bine, asta nu e ușor de... Care auzim mai ales permanent. Exact, nu e ușor de realizat, dar nu este nici imposibil, este nevoie de puțină voință. Oricum, dat fiind faptul că, precum spuneam, din cele 2,6 puncte procentuale asumate că vor fi tăiate din deficitul bugetar de la 9,8 la 7,2, deci din cele 2,6, 2,35, 2,4, să spunem, se rezolvă prin reducerea acestui pachet de combatere a COVID, a pandemiei, lucrurile par a fi realizabile. Întrebarea care se pune aici este dacă noul pachet de doar 1,29 este suficient pentru ceea ce va să fie în acest an, iar ceea ce va să fie, încă nu cred că putem să știm cu exactitate din punctul acesta de vedere. Și mai departe, 0,24, dacă nu mă înșel, se rezolvă, chiar văzusem niște știri la un moment dat, prin tăierea anumitor pentru el, hai să spun așa, fixe ale bugetului. Deci este realizabil, dar oricum suntem la 7,2%, ceea ce este mult peste criteriul maxim. Da, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Ionuț Dumitru. În momentul acesta, cred că perspectivele pentru 2021 sunt destul de bune. Cifrele pe care le-am văzut în ultima perioadă venind din economie sunt încurajatoare, spune. Am avut trimestru 4 cu o creștere economică mult peste așteptări. Vedem nu numai la noi în economie, dar și în Europa și în America, vedem cifre care aduc, să zicem, speranță. Și în contextul acesta, noi credem că 2021 va aduce o creștere economică destul de bună. Noi estimăm în momentul acesta la 5,2%. Am revizuit creșterea de la 4,2% la 5,2%. Cred că dacă ne uităm pe cifrele din trimestru 4, doar din efectul de propagare, de translatare în 2021, adică dacă creșterea economică ar fi zero la nivel trimestrial, nicio creștere economică trimestrială anul acesta, ceea ce e un scenariu extrem de negativ, am avea 3,7, dacă nu mă înșel, creștere economică anuală în 2021 față de 2020. Cu o creștere economică trimestrială destul de mică, cifra de creștere economică anuală 21 ar fi destul de înaltă. Ceea ce privește ceilalți parametri macro importanți, aș spune deficitul bugetar scade în mod clar de la 9,8 anul trecut pe cash, dar 9,2 probabil pe ESA, scade la 7,2 pe cash, noi estimăm pe ESA undeva la 7,8, deci ajustarea nu e chiar atât de mare pe cât pare pe cash. Am avut un impact anul trecut din faptul că s-au amânat niște taxe pentru 2021, s-au amânat niște plăți ale unor taxe în 2021, deci anul trecut am avut un deficit ESA mai mic decât cash, iar anul acesta situația va fi inversă, adică vom avea anul acesta un deficit ESA mai mare decât cel cash. Deci am avea o ajustare de la 9,2 la un 7,8 pe care le estimăm noi anul acesta pe standard de ESA, care e o ajustare destul de mică, spune 1,4 la puncte procentuale din PIB. Greul rămâne pe anii următori, rămâne pentru anii următori cea mai mare parte a ajustării. Angajamentul este ca până în 2024 să revenim în 3%, deci practic rămâne o ajustare
de aproape 5 puncte procentuale din PIB pe care să o facem în anii următori. Să nu uităm că 2024 e an electoral, deci practic acel 5 puncte procentuale va trebui cel mai probabil să-l facem ca ajustare în 2022 și 2023, adică în 2 ani de zile. Adică următorii 2 ani ar trebui să aducă o ajustare mai puternică decât cea pe care o vom face anul acesta. Deci bugetul este unul de ajustare, e un început de ajustare, dar mai e mult până revenim în 3%. Să nu uităm că suntem singura țară din Europa în procedură de deficit excesiv. Rămânem cu deficitul bugetar destul de înalt față de mediile europene și lucrul acesta va fi destul de delicat din perspectiva țării. Alți parametri, inflația o vedem mai mare decât așteptările inițiale, o vedem la sfârșitul anului undeva la 3,5-3,7%. Cifrele din ianuarie au fost mult peste așteptări, inflația generată din primul rând de prețurile alea au crescut cu peste 18% într-o lună, ceea ce a dat peste cap toate calculele, probabil că și Banca Centrală își va actualiza prognoza, probabil că toți analiștii își vor actualiza prognozele pentru anul acesta. Altfel, da, cam astea ar fi coordonatele principale. Deficitul de concurent îl așteptăm să mai crească un pic și anul acesta, deja am sărit de 5%. Nu vedem un motiv pentru o ajustare semnificativă atâta timp cât economia crește destul de repede și structural nu se schimbă foarte multe lucruri. Deci ne așteptăm la o continuare a trendului deteriorarea de cont. Dar pe o structură de finanțare mai bună, cu investiții străine directe mai mari, cu intrările de fonduri europene mai mari, știut fiind faptul că în ultimii 2-3 ani de zile structura de finanțare a deficitului de concurență a cam deteriorat. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Lungu, cum vedeți anul 2021? Sunt destul de optimist în ceea ce privește perspectiva economiei în 2021 și mai mult până în perioada 2024-2025. Rațiunea principală sunt aceste fonduri aceste fonduri suplimentare care vin prin Next EU Generation Fund. Practic ele vor contrabalansa, știu, orice potențial și derapaje minore pe care economia le-ar putea avea. Și ca să fiu foarte, foarte succint, pentru 2021 aș văd o creștere economică undeva în jur de 3-8, deci până în 4%. Asta pe trei considerente. În primul rând că rata economisirii a crescut în medie în România, deci practic și consumul va susține creșterea economică în 2021. Apoi, sigur, vorbim și de efectul de bază. 2020 a fost un an mai slab, deci clar vom avea sectoare care vor crește mai puternic în 2021. Să sperăm industria, în primul rând. Și apoi, așa cum spuneam, și aceste fonduri de la Uniunea Europeană care vin prin Next EU Generation Fund, practic ele sunt așteptate după a doua jumătate, deci în a doua jumătate a anului 2021, dacă facem planul așa cum trebuie și așa mai departe. Pe partea de deficit bugetar, îl văd undeva în jur de la 7,5% din PIB, deci de minus 7,5%. Sigur, pe partea de venituri probabil nu se vor putea face foarte multe lucruri. Vor fi aceste venituri excepționale, în primul rând din vânzarea licențelor 5G, dacă se va întâmpla în acest an, și bineînțeles aceste taxe, da, care au fost amânate în 2020 și se plătesc în 2021. Știm că deocamdată proiectul de buget nu presupune nicio creștere de taxe. Se mizează mult pe creșterea eficienței colectării, mai ales prin digitalizare și așa mai departe. De regulă, dacă ne uităm la alte state, aceste câștiguri pe partea de venituri sunt în general destul de mici, adică vorbim de fracțiuni de procente din PIB și ele se întind pe mai mulți ani, deci trebuie ca să fii consistent cu asemenea măsuri ca să poți dea rezultate în timp. Deci practic vorbim de 3, 4, 5 ani astfel încât să putem să spunem că reușim să îmbunătățim creșterea veniturilor la buget semnificativ, da? să avem un impact semnificativ pe partea de venituri. Inflația
Undeva tot așa, în jur de 3,5%, vedem ce se întâmplă mai ales în lume în această perioadă. Practic, prețurile la multe materii prime, la active, au o evoluție aproape verticală, începând din decembrie, ianuarie. Sigur, este o creștere, da, pe o perioadă relativ scurtă de timp, deci vorbim de o lună, două, și rămâne de văzut dacă ea va fi susținută. În cazul în care această creștere se va menține, această creștere a prețurilor, da, vorbesc, se va menține în următoarele 2, 3, 4 luni, atunci probabil că vom avea o inflație chiar și mai mare de 3,5%. Este posibil. Credeți că BNR-ul își va recalibra ținta de inflație? Intervalul de inflație al BNR este cel stabil, cel pe care îl știm, da. Practic, și BNR-ul spune mereu, dacă inflația așteptată este în intervalul țintit sau nu. Deci intervalul va rămâne același. Și oricum, ei sunt aproape la marginea, deci probabil inflația va fi către marginea de sus a intervalului în acest an. Dar rămâne de văzut, este foarte multă incertitudine oricum în piață în acest moment. Da, domnule Copaciu, vă mulțumesc mult, domnule Lungu. Domnule Copaciu, sunteți directorul adjunct al Direcției de Stabilitate Financiară din BNR. Vă întreb acum, ca macroeconomist, cum se vede dinspre dumneavoastră 2021? Mulțumesc mult de invitație, în primul rând. Sper că mă auziți ok. Da, cu mare plăcere. Cu două mici comentarii înainte de a-mi expune punctul de vedere. Sunt director la Direcția de Modelare și Prognoze și la stabilitate. E Florian acolo, da. Nu vreau să iau locul. Și în al doilea rând aș vrea să menționez de la început că punctele de vedere pe care o să le exprim astăzi sunt personale și nu implică în mod neapărat instituția de care aparțin. Legat de perspectiva pentru anul curent, așa cum au menționat și colegii de panel, este una mult mai, la nivel macroeconomic cel puțin, mult mai bună decât cea din anul anterior. Dacă e să mă refer la inflație, pentru că face parte din, este obiectivul Băncii Naționale, având în vedere strategia de țintire a inflației, aș putea să spun că, deși am văzut o creștere alertă la nivelul lunii ianuarie, care a venit din liberalizarea pieței la energie și am văzut o creștere a acestei componente exogene sferei de acțiune a politicii monetare, cred că la sfârșitul anului totuși vom vedea inflația prețurilor de consum rămânând în intervalul asociat țintei centrale a Băncii Naționale, mai degrabă de data aceasta, spre deosebire de anul trecut, în partea de sus a intervalului, respectiv undeva între 2,5-3,5%. Dacă e să vorbim de creșterea economică, cred că punctul de plecare, așa cum au subliniat iarăși colegii, e dat de cifra pe trimestru 4, o cifră care trebuie să recunoaștem ne-a surprins în mod pozitiv pe toți economia după o recuperare mai puțin alert în trimestrul 3, a înregistrat un rând de creștere foarte puternic în Q4, ce a făcut ca la nivelul întregului an să vorbim de o creștere undeva de minus 3,9 potrivit datelor furnizate deocamdată de Institutul Național de Statistică. Astfel, în timp ce pentru alte țări vorbim de scăderi istorice, nemai întâlnite, poate de la Marea Depresiune sau nici chiar atunci la nivelul PIB-ului în 2020, la nivelul economiei românești vorbim de o creștere, de o scădere mai mică, de exemplu, decât cea înregistrată în criza financiară anterioară, respectiv în anul 2009, când a fost apogeul acestei crize. Și din perspectiva aceasta, cred că merită subliniat până la urmă răspunsul diferit al autorităților monetare și fiscale de data aceasta și pe fondul unor cauze și a unei naturi diferite a crizei actuale relativ la cea anterioară. După cum spunea și Ionuț, faptul că în trimestru 4 avem o creștere atât de mare și un punct de pornire relativ înalt pentru începutul anului, doar din efectul de raportare
sau efect de carry-over, cum îl denumim noi, respectiv, care ar fi creșterea economică dacă ulterior trimestrului 4 PIB-ul ar rămâne la același nivel, cel din trimestrul 4 2020, pe tot parcursul anului. Vedem o creștere rezultată doar din acest efect de raportare undeva de 3,5%, deci e și un efect statistic. Și cred că avansul campaniei de vaccinare și ținerea sub control a epidemiei în același timp, cu probabilitatea foarte redusă, dacă nu chiar nulă, de a vedea restricții similare cu ce am văzut în trimestrul 2 a anului trecut, ne face să credem că putem avea o creștere peste 5% în acest an. Sau din acest punct de vedere, cred că, ca să închei, perspectiva e mult mai bună. Dacă înainte vorbeam de o recuperare a decalajului undeva în 2022 și încă se vorbește în multe țări avansate din Uniunea Europeană de o revenire a PIB-ului la nivel anterior de criză, anterior celui înregistrat anterior crizei, în cazul României, cred că în prima jumătate a anului curent vom ajunge la acel nivel, ceea ce e foarte bine. Iar din perspectiva bugetului, nu aș putea să spun prima fază decât că e de salutat începerea consolidării fiscale. Sper ca până în 2024 să ajungem la ținta de 3%. Și cred că e modul în care a fost făcut în acest an e ok, în sensul că se concentrează până la urmă pe o diminuare a celor cheltuieli excepționale și în general a cheltuielilor, și nu neapărat și cred că nu era ok dacă vorbeam în acest moment de o creștere a taxelor. Și o perspectivă relativ, a spune, realistă asupra veniturilor, care chiar ar putea fi mai bună, mai bine realizate decât sunt în proiectul de buget. Da, e foarte greu, și acum spuneau și colegii de platou, e foarte greu să îmbunătățești consistent colectarea pe o digitalizare scăzută, pe niște baze de date care nu se pupă întotdeauna între ele. Vreau să vă întreb despre buget. E, așa cum am citit în media, un buget de austeritate, de relansare? Cum l-ați defini? Și care sunt, în opinia dumneavoastră, punctele lui tari și punctele lui slabe? Domnule Libocor, e un buget al relansării economice? Nu l-aș numi un buget de austeritate. L-aș numi un buget, hai să spun așa, funcțional pentru moment. Un buget al relansării, iară cred că este puțin cam mult spus, câte vreme vorbim de un deficit de 7%. Și atunci când vorbim de relansare și de buget, trebuie să băgăm în ecuație și datoria publică. Pentru că dacă ne bazăm pe resursele bugetare, nu putem să discutăm în termeni foarte concreți de relansare. Există un deficit de resurse și nici de cum un excedent. Prin urmare, există o nevoie de finanțare și nici de cum o poziție, un spațiu, ca să spun așa, de manevră. Deci, i-aș spune eu funcțional. Precum spusesem înainte, este realizabilă reducerea lui, deficitului vreau să spun, dar, apropo de punctele lui forte, aș spune că unul dintre ele este, hai să nu vorbim în mod neapărat concret și cert, pentru că încă nu avem certitudini, dar unul dintre punctele lui forte cred că este o mai bună alocare a resurselor, mai chipzuită alocare a resurselor. Probabil că multe lume își spune în sinea lui fiecare dintre acești, în sfârșit, economiști, analiști sau nu numai, domnule, cum putem să discutăm de o mai bună alocare, că uite, acolo nu s-a dat sau dincolo nu s-a dat suficient. Da, nicăieri nu e suficient. Trebuie să se înțeleagă că suficiența este un termen idealist în contextul actual.
Este un wishful thinking. Suficiența probabil că nu va exista în curând din punctul ăsta de vedere a alocării resurselor. Dar o mai bună alocare, o alocare mai optimă dacă doriți, a puținului cât îl avem, poate să ne ajute să ajungem eficiență un pic mai devreme. Eu n-aș miza pe lejeritatea realizării celor corecții de cu cele 5 puncte procentuale în 2022 și 2023. Nu este imposibilă, însă cred că va fi o luptă destul de dură, cel puțin dacă nu se va întâmpla nimic pe partea de optimizare a colectării. Apoi sunt destul de multe lucruri. Spre exemplu, se știe, nu, că dacă ai din abundență forță de muncă și penurie de capital, mulți taxarea nu pe forța de muncă, nu taxezi capitalul ca să-ți vină capitalul. Din punctul meu de vedere, la noi taxarea forței de muncă este exagerată. Sau în sfârșit, s-a mutat prea mult pe această componentă. E adevărat, capitalul nu avem și trebuie să încurajăm venirea lor, dar în momentul de față ne bazăm preponderent pe capitalul care, dacă îmi permiteți, vin oricum, doar proiecte să avem și mă refer la fondurile europene alocate prin bugetul european pe cei următorii 7 ani de zile. Deci cam astea cred că ar fi lucrurile care le văd a fi importante. Evident, sunt foarte multe alte detalii și chestiuni care se pot pune în discuție atunci când discutăm despre buget, dar trebuie să pornim, eu așa cel puțin procedez, trebuie să pornim de la ce avem, astfel încât să știm cum împărțim. Și suficiența, revin și repet, suficiența este o chestie ideală în actualul context. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Dumitru, dacă mai sunteți alături de noi. Sigur. Punctele tari ale construcției bugetare cred că sunt în primul rând legate, sau un prim punct tare aș spune că e faptul că începem consolidarea bugetară. Adică e un semnal destul de clar că înțelegem dificultatea momentului. Da? Când pleci de la un deficit bugetar de aproape 10% din PIB, să facem un calcul simplu. Ai deficit de 10% din PIB în 2020, având venituri de circa 30, ca să fie calculul simplu. Deci, practic, te împrumuți cam cu o treime în plus față de veniturile pe care le ai, ceea ce e de neconceput pentru orice buget de familie, nu numai de bugetul unui stat. Și situația trebuie corectată. Deci, faptul că începem consolidarea bugetară e un plus important, aș spune. Un al doilea plus e legat de realismul veniturilor bugetare. Proiecția de buget pe venituri cred că este realistă, chiar sunt șanse să colectăm mai bine decât avem acolo proiectat. În primul rând, creșterea economică e posibil să fie mai mare. Într-un final, probabil că veniturile colectate vor fi mai mari. Să sperăm că și eforturile de digitalizare vor începe să producă efecte. Ele nu produc efecte pe termen scurt, dar sperăm că măcar într-un orizont de câteva trimestre de acum înainte o să începem să vedem efecte pozitive. Un alt punct tare este legat de investiții. Faptul că avem alocări destul de mari la investiții, în special pe partea de fonduri europene, e singura opțiune pe care o avem, să mizăm la maxim posibil pe fonduri europene. Deci cam acestea ar fi cele mai importante puncte tari pe care le văd în buget. Pe partea de puncte slabe, aș spune că bugetul pentru 2021 și nu numai el, ci și proiecția pe termen mediu, cred că suferă pe partea de compoziție cumva a ajustării, și anume faptul că proiecția pe termen mediu arată o ajustare care se face doar pe cheltuieli, cred că nu e posibil și nu e realist un asemenea lucru. Adică, spre exemplu, cheltuielile de personal sunt proiectate să fie înghețate și anul acesta și anul viitor, iar în 2023-2024 se crească foarte puțin. Deci, practic, 4 ani de zile factura de salarii să rămână cam la același nivel în termen nominal, ceea ce în termen de procent din PIB înseamnă o scădere destul de puternică. Și cred că trebuie să lucrăm mai mult pe partea de venituri și cred că acolo trebuie să depunem eforturi mai mari, să colectăm mai bine veniturile pe care le avem. Un alt minus, l-aș numi tot pe partea aceasta de proiecție pe anul acesta și pe anii următori, nu pare că există un consens, cel puțin pentru moment, la nivel de coaliție guvernamentală cu privire la modul în care ne uităm pe partea de venituri bugetare. Am văzut
plângeri că alocăm foarte puțin la educație. Acum am realizat că avem cea mai mică alocare din Europa la educație, la sănătate și așa mai departe. Dar în același timp am văzut politicieni care deplâng faptul că ne împrumutăm foarte mult, dar în același timp ne spun că și cheltuim foarte puțin. Deci, practic, nimeni nu prea vrea să adreseze problema veniturilor, care e o problemă cel puțin la fel de gravă ca problema cheltuielilor, aș spune. Să colectezi atât de puțin e foarte grav, mai ales în condițiile în care te dorești a fi țară europeană cu servicii publice europene, de sănătate, de educație, infrastructură și toate altele. Există o lipsă de voință politică, înțeleg. Da, aș spune că pentru moment nu există un acord la nivel de coaliție, probabil, asta intuiesc, cu privire la modul în care vom ataca problema colectării taxelor și impozitelor. Digitalizarea e doar un pas din acest proces. Aș spune că trebuie să ne uităm un pic și pe modul în care taxăm și ce taxăm. Da? Nu cred că mai putem menține o taxare preferențială pentru diverse categorii sociale, că e vorba de IT-și, că e vorba de constructori, oricât de mult s-ar supăra dânsii, nu cred că e normal. Totuși, când ai o taxă de 10% impozit pe venit, cea mai mică din Europa, să ai totuși categorii sociale întregi pe care nu o plătesc deloc. Adică totuși avem cea mai mică taxă pe venit sau cotă de impozitare a venitului din Europa, măcar pe aceasta să o plătim toți, pentru că altfel sistemul nu se poate susține. Știm că sunt ineficiențe mari în sectorul public, dar totuși. În același timp avem diferențe mari de taxare pentru diverse categorii de venit, că e vorba de liber întreprinzători, că-s PFA-uri, că-s micro-întreprinderi. Nu e normal ca 90% din companiile din România să fie încadrate ca micro-întreprinderi, să plătească un impozit de 1 sau 3% pe cifra de afaceri. Și ceva nu cred că mai e nicăieri prin Europa și probabil că nici în lume. De asemenea, nu pare că e un consens foarte puternic pe restabilirea echității și pe partea de cheltuieli. Și aici mă duc cu gândul în primul rând la partea de pensii speciale, la care mă așteptam să fie un consens mult mai ferm pe revenirea la contributivitate, și pentru că nu e normal să ceri cumva, să zicem, niște sacrificii, neapărat sacrificii mari, pentru că venim după o perioadă de creșteri foarte rapide ale veniturilor, să îngheți, spre exemplu, salariile și pensiile, dar în același timp să nu faci foarte multe lucruri cu privire la pensiile speciale. E cât un pas cu pensiile speciale la parlamentar, dar mai e mult până departe. Când ai pensii de 20.000 care n-au nicio legătură cu contributivitatea și pensionari la 40 de ani, cred că lucrurile astea trebuie corectate urgent, nu peste un an, nu peste doi. Domnule Lungu. Da, deci bugetul pe 2021 l-aș numi un buget reactiv. Este clar că atunci când pleci de la minus 10% nu poți să spăpui prea multe lucruri. Întrebarea e dacă ajută relansarea economică, și eu zic că o ajută măcar din punct de vedere strategic, în sensul că este un buget care nu se bazează pe creșterea taxelor. Pentru că dacă am fi avut o politică fiscală după criteriile de acum 10-15 ani, probabil că ar fi fost un buget care s-ar fi bazat pe creștere de taxe. Deci, da, sprijin relansarea economică simplu prin această măsură, nu neapărat cantitativ, dar fiscal, în sensul că se acordă fonduri, generează fonduri în economie. Cheltuielile bugetare au fost cele care au susținut creșterea, au redus contracția economică în 2020, da? Pentru că fără aportul lor poate am fi avut, nu poate, ci cu siguranță contracția economică ar fost mai mare în 2020. Deci, practic, rolul relansării economiei acum este doar la nivel tehnic, să zic așa, da? Să sprijine ideologic, dacă vreți. Dar ceea ce contează, într-adevăr, așa cum s-a spus, este abordarea aceasta fiscal-bugetară pe 3-4 ani. M-aș concentra pe acest orizont de timp pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Atunci când ai 4-5 din veniturile curente, ți se duc pe salarii și pe pensii, este clar că nu poți să faci mare lucru în economie, da? Deci ca și stat, în primul rând. Și atunci trebuie să rezolvi această problemă. Într-adevăr, prezumția, așa cum reiese din strategia fiscal-bugetară a guvernului, că
veniturile ca și raport în PIB vor fi menținute undeva la, vor ajunge tot la 30-31%, 30,8% parcă în 2023. Este una ciudată. Adică practic ele astea sunt la acest nivel sunt și astăzi. Deci va trebui să vorbim de o creștere a veniturilor cumva, chiar dacă nu neapărat printr-o creștere a fiscalității generale, da? Dar recuperarea acestei baze de impozitare care practic s-a pierdut în anii trecuți este necesar să se facă. Asta mă cred. Aici sunt foarte multe lucruri de spus. Eliminarea excepțiilor în privința ceea ce spunea domnul Dumitru mai devreme. Exact, da. Da. Deci aici toate aceste lucruri vă trebuie adresate. Sunt foarte multe inechități în sistem. Și din punct de vedere moral, adică unii plătesc impozit pe venit, alții nu. Și asta nu în sensul sigur, sprijinul sector poate pe o perioadă foarte succintă, pe o perioadă foarte scurtă de timp, dar nu așa indefinit. Ceea ce este iarăși important este pasul ajustării. Vorbeam de reducerea deficitului cu 2,7 puncte procentuale din PIB în acest an. Sigur, pasul acesta al ajustării este foarte important. Nu poți să-l faci nici prea rapid, pentru că atunci poți să trimiți economia în vrie, adică poți să-i reduci din cerere, nici foarte rapid. Nici foarte lent. Practic trebuie găsit un balans fin. Da, trebuie găsit un balans fin și iarăși, orizontul de timp trebuie să fie pe această perioadă de timp, 2023-2024. Mai cu seamă că intră și aceste fonduri de la Uniunea Europeană. Și iarăși, pentru regândirea unui sistem de impozitare, da? Să nu uităm că și structura economiei se schimbă. Cel puțin economia în perioada post-pandemie este diferită față de economia ex-ante criză. Sunt industrii care probabil că vor dispărea, diferite business-uri care vor dispărea. Există și această problemă a tranziției climatice, da, care va genera costuri suplimentare. Vedem deja, plătim, da, taxa pe plastic. Oricine merge la magazin vede că plătește 10 bani pe orice punguliță care o ia. Deci sunt niște, și ăsta este doar începutul. Deci vor fi niște schimbări în următorii ani care vor impune o regândire a sistemului de taxare și din punctul de vedere al schimbării structurii economiei. Și a consumului în ultimă instanță. Deci toate aceste lucruri cred că vor trebui regândite în acest an, astfel încât bugetul pe 2022 să vină cu un orizont de timp de 3-4 ani și să ducă la o creștere măcar marginală a veniturilor în PIB și o mult mai chipzuită abordare a cheltuielilor, ca să lase spațiu politicii fiscale de a răspunde la șocurile economice mult mai bine decât a făcut-o în acest an. Da, sper să nu rămână o utopie și să fie pusă în practică, pentru că într-adevăr e mare nevoie. Domnule director Copaciu, dumneavoastră cum priviți bugetul? Care ar fi părțile, jumătatea plină, respectiv jumătatea goală? E nevoie de o regândire a modului de impunere? Ca macroeconomist, cum priviți toate aceste lucruri? Da, fiind ultimul care răspunde, e destul de greu să mai adaug la ceea ce s-a spus, toate fiind puncte valide. Ce aș vrea însă să subliniez, pentru că e foarte important, cel puțin pentru bugetul pe anul acesta, și pentru ceea ce spusesem anterior și eu și colegii legat de creșterea economică și perspectivele macro, e că încă în 2021 operăm cu un grad de incertitudine relativ ridicat. Vorbim de începutul campaniei de vaccinare, care merge foarte bine, vorbim eventual de cifre mai bune în termeni de evoluția pandemiei, dar anul trecut ne-a arătat că totul se poate schimba în câteva săptămâni, în câteva luni de zile și din perspectiva aceasta, până la urmă, scenariile noastre cred că trebuie văzute ca fiind scenarii care sunt ok sau sunt plauzibile într-un mediu caracterizat de aceste evoluții, respectiv de o
diminuare a efectelor pandemiei și lipsa unor șocuri puternice care vin fie din interior, din situația medicală sau din exterior. În acest context, după cum am spus și înainte, proiectul de buget și începerea consolidării fiscale mi se pare Punctul forte. un punct forte și un semnal oferit și investitorilor străini că după un an în care într-adevăr ai avut o situație excepțională care te-a făcut să te duci cu deficitul destul de sus, o țară mică și dependentă până la urmă de finanțare externă cum e România, face eforturi să-și reducă dezechilibrul fiscal. Un alt punct foarte menționat anterior, după cum spuneam, e dat de prezența investițiilor sau unor investiții relativ ridicate în buget față de perioada anterioară și care până la urmă ajută pe termen mediu oferta din economie. Și asta cred că reflectă și o concepție politică și e bine că vedem asta și o delimitare foarte clară unor concepții politice în modul în care este condusă economia, fie prin stimularea ofertei sau fie prin stimularea cererii. Legat de punctele mai, nu le-aș numi neapărat slabe, ci vulnerabilități ale bugetului și mai degrabă când vorbim de vulnerabilități, m-aș referi pe termen mediu, pe cei 4 ani. S-a spus de o pondere relativ pondere foarte mare, aș spune, a cheltuielilor rigide în buget, relativ la veniturile pe care le colectezi. Și aici cred că se poate umbla pe ambele paliere, respectiv reducerea acestor cheltuieli și creșterea veniturilor. Și, în ultimul rând, un aspect important din punctul meu de vedere și pe care l-am abordat chiar și acum 15 ani, după ce, nu, 16, chiar când s-a introdus cota unică, de fapt, perpetuarea hazardului moral în relația autorităților centrale cu multe din autoritățile locale. Mi se pare de neconceput să ai autorități locale care în luna iunie deja sunt dependente sau în luna mai sunt dependente de finanțări de la bugetul central. Trebuie făcut ceva, fie că vorbim de o redesenare a administrației locale în România, fie că vorbim de o schimbare a modului de alocare a banilor publici către autoritățile locale sau ambele sau alte soluții, dar cred că e necesar să se întâmple. Dar iarăși, pentru acest an eu văd încă un nivel al incertitudinii foarte, foarte ridicat, care se menține și sper ca scenariile pe care le-am ilustrat noi aici să fie cele care se materializează și să nu avem parte de alte soluții. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Una din temele dezbătute copios în media este cea legată de datoria publică. Se fac calcule cu cât ne îndatorăm sau câte miliarde ne îndatorăm pe secundă, pe săptămână sau pe an. Și aș vrea să vă întreb, ca pe unii dintre cei mai buni specialiști, când e bine să ne îndatorăm, cu cât e bine să ne îndatorăm și cum e bine să ne îndatorăm. Și acum o să încep cu domnul director Copaciu. Da, mulțumesc. Nu aș vorbi E mare neapărat datoria publică? Există un prag limită? Care e acela? la nivelul actual, chiar și relativ la până la urmă la peer și noștri în termen de rating suveran, ponderea datoriei publice în PIB reprezintă încă un relativ scăzută, reprezintă încă un atu al României. E clar până la urmă că atâta timp cât tu înregistrezi deficite, datoria ta va crește. Gândiți-vă, vă dau un exemplu simplu, ai, nu știu, venituri de 1000 de lei, cheltuieli de 1500, să spun, în fiecare lună ca și familie, e clar că după 2 luni o să ai deja un deficit de 1000 de lei, de 500 în fiecare lună. Deci atâta timp cât tu cheltui mai mult decât încasezi până acum la buget, deficitele o să existe. Și într-un fel e normal să existe pentru o țară care încă are nevoia unui proces de dezvoltare mai alertă, cum e cazul României. Ceea ce contează într-adevăr e nivelul deficitului,
Și iarăși, dacă vorbim de crize, cum a fost criza din 2009, cum a fost criza de anul trecut, într-adevăr, datoria saltă, asemenea crize, după înregistrarea unor deficite relativ ridicate, datoria saltă. E, nu poți să faci asta în mod continuu, nu poți să Da, rulezi nu poate deficitele. salta la infinit. Da, bine, dacă nu ești America, da, nu prea poate salta. În cazul Americii poate să, eventual, să salte destul de mult și Și continuu. care e pragul de la care atragem atenția și... Eu cred că e un prag. Investitorii, până la urmă, datoria poate să fie finanțată și refinanțată, într-adevăr, poate cu costuri mai mari, dar cred că la ce se uită foarte mulți e, unul, viteza de creștere a datoriei. Și aici vorbim, datoria ca măsură de stoc reflectă, până la urmă, și deficitele. Deci, dacă tu începi un proces de consolidare fiscală, inerent și datoria va crește mai puțin. Deci nu cred că investitorii au o aversiune la risc în a vedea o datorie care se crească foarte rapid pe parcursul unei perioade mai lungi de timp. Și până la urmă se uită, cred că, și la compoziția bugetului care determină această creștere a datoriei. Una e să ai un deficit cu o componentă de investiții mai ridicată, care până la urmă, pe termen, după cum spuneam și anterior, pe termen lung o să-și genereze o creștere a capacității productive a economiei. Alta e să ai un deficit în care, de exemplu, Bazat pe spuneți consum. excesiv, da, consumul și cheltuielile rigide, care ulterior nu le mai poți reversa sau poți să le reversezi cu niște costuri asupra economiei foarte, Da. foarte Deci, mari. deocamdată nu e un pericol faptul că ne împrumutăm câte vreme datoria e finanțabilă. Da, datoria cred că poate să rămână finanțabilă și la niveluri mai înalte. Ne uităm la țări precum Italia sau altele, bine, care sunt partea zonei euro, dar a căror datorie e finanțabilă. Cred că ceea ce e de dorit, și guvernul, în strategia fiscal-bugetară, vede o creștere a ponderii datoriei publice în PIB în următorii ani. Ceea ce e de dorit e ca viteza de creștere a datoriei și implicit deficitele care se adaugă la această datorie să nu fie permanent ridicate, sau, după ce au fost ridicate, să revină la valori mult mai scăzute. Mulțumesc foarte mult. Domnule Lungu, am luat-o în sens invers de data asta. Noastră, cum priviți problema asta datoriei? Când atragem atenția, atragem atenția, e bine să ne împrumutăm? Acum trebuie făcută o distinție între situațiile speciale de criză, cum a fost anul 2000, da, 2008, 2009, respectiv 10, da, și situații normale în care te împrumuți, să zic așa, în funcție de ceea ce cere economia. În 2008 aveam o datorie publică în PIB de 12%. În 2020 a crescut de 4 ori aproape. Suntem aproape de 48%, 47 și ceva. Și dacă ne uităm în economie, o să vedem că practic nu observăm mare lucru. Adică, practic, ce înseamnă mare lucru? Înseamnă te aștepta să ai niște investiții mai multe în economie. Statul să facă investiții mai multe în infrastructură, construiește școli, spitale, eu știu, drumuri și așa mai departe. Deci, din punct de vedere real, probabil că nu, pentru omul de rând, creșterea aceasta de 4 ori a datoriei publice în PIB, poate că se observă, sigur, sunt anumite elemente, sunt anumite sectoare unde se observă, dar nu știu dacă de această magnitudine. Adică, raportul cost-beneficiu, da, mi se pare puțin cam ridicat. Acum, sigur că pentru România, care este o țară mică, va exista la un moment dat un prag în care costul împrumuturilor va crește. Pentru că noi nu avem o economie solidă, cel puțin din punct de vedere al exporturilor, da? Să ai o economie care să genereze exporturi puternice, să ai niște campioni naționali care să aibă învergură europeană, de exemplu. Și atunci, deci, astea sunt țări cum sunt Italia, Germania, Franța, sigur, este altceva. Pentru România va fi puțin mai dificil. Și pentru alte țări mici, pe care criza le-a lovit foarte mult, au fost silite ca să cheltuiască destul de mult cu această criză.
Iar acum pericolul real este o creștere a ratei dobânzii din întreaga lume. Să nu uităm că asta este riscul cel mai mare la ora actuală. Într-un scenariu negativ, știu, crește inflația foarte mult, încep să crească costurile foarte mult. Costul de împrumut, ce înseamnă la un stoc atât de mare al datoriei publice să ai, să începi să plătești chiar niște dobânzi ridicate. La un moment dat, în anii 90, plăteam peste 5% din PIB numai cu costul împrumuturilor pe care statul le angajase în acel moment. Deci vă dați seama, 5% din PIB se duceau pe aceste tipuri de cheltuieli. Să sperăm că nu vom mai ajunge acolo, dar este foarte important ca managementul datoriei publice să fie foarte bine făcut de acum încolo. În sensul că dacă se investește, să se investească în ceva ce va genera creștere economică care să aducă ulterior venituri mai multe la buget. Practic acesta este mecanismul. Investești acum, te împrumuți, da, cheltui, dar investești în ceva care va deveni productiv și astfel vei avea creșteri viitoare la buget. Sigur, asta exceptând situațiile, repet, situațiile acestea speciale de criză, da, care practic nu le poți controla și atunci ai nevoie să cheltuiești. Asta este. Și partea bună este că pe o creștere economică mai mare scade și acest raportul datorie publică în PIB scade. Dacă ai o creștere consistentă, economică, atunci implicit acest raport scade. Dacă ai o politică fiscală, sigur, cumpătată și de neîmprumut, adică practic să nu există un împrumut excesiv, da, din partea statului. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Dumitru, cum stăm cu... E bine să ne împrumutăm? E bine sau rău. Trebuie să ne împrumutăm atâta timp cât avem deficite. Adică nu... Adică am văzut și în media și în mediul politic această, să zicem, incoerență în limbaj sau incoerență în... cu când ne împrumutăm pe secundă, pe minut și așa mai departe. Și de regulă vine întotdeauna din partea opoziției, indiferent de partidul care e în opoziție. Dar în același timp vrem cheltuieli mai mari, deplângem că avem austeritate când de fapt nu avem nicio austeritate, când ai deficit atât de mare, e clar că trebuie să le reduci. Deci, pe părerea mea, când ai deficite mari, trebuie să te împrumuți. Ca să nu te mai împrumuți atât de mult, ca să nu-ți mai crească datoria publică, trebuie să reduci deficitele. Nu e altă opțiune. Cât de mult te poți împrumuta depinde de foarte mulți factori. Și au punctat și colegii mei înainte, foarte depinde și de structura cheltuielilor. Una este să te împrumuți ca să faci investiții mai mari, alta este să te împrumuți să plătești salarii și pensii mai mari. Depinde de contextul piețelor financiare în care ne aflăm și la nivel local și la nivel internațional. Depinde de capacitatea de absorție a piețelor financiare. E știut faptul că cel mai mare cumpărător de titluri de stat în România e sistemul bancar, care e sistem bancar supraexpus pe stat. Avem 22-23% din bilanțul băncilor, expunere față de guvern, care oricum te-ai privi, oricum ai privi această cifră, e una foarte mare. La nivel european, probabil că e cea mai mare. Adică capacitatea de absorție a sistemului financiar e limitată, dat fiind faptul că avem și o intermediere financiară foarte scăzută la nivel european. Da, cea mai mică din Europa. Adică pe măsură și ce piețele financiare se adâncesc, evident că ai și loc mai mare de acomodare pentru o datorie publică mai mare. Dar cred că urgența este reducerea deficitului bugetar. Adică e clar că un deficit bugetar de o datorie publică de 48%, 50 și ceva la sută pentru o țară care e destul de mică ca economie cu piețe financiare relativ înguste, nu cred că mai e spațiu prea mult de creștere. Cred că trebuie să ne intre bine în cap lucrul acesta. 60% criteriul de la Maastricht e un reper care pentru noi nu prea are o mare valoare în momentul acesta, pentru că ar fi un nivel de datorie prea mare. Iar acest 60% vedem că deja nu mai e atât de departe pe cum era înainte. În 2008, cum spunea Laurian, eram la 12% din PIB. Acum 12% față de 60%, dar acum când avem de 50%, 60% nu mai e chiar atât de departe. Și atrag atenția asupra faptului că, spre exemplu, în legea responsabilității fiscale sunt niște praguri pentru datoria publică pe care cred că le cam atingem. Și acele praguri înseamnă adoptarea unor măsuri, înghețarea cheltuielilor,
Adică sunt niște măsuri care trebuie la să 50% le luăm. Parcă, nu? Nu mai țin minte exact, dar parcă erau la 50-55%. La 45-55, da. Cam la toate. Da. E, da. O serie de măsuri. Mă tem că o să derogăm de la cele măsuri în curând. Duceți-vă aminte, lor le-a venit o idee contraproductivă când au atins acest prag pe care ei l-au și în Constituție, dacă nu mă înșel. Că și ei au definit niște praguri de datorie publică în Constituție și au făcut o chestie de care le-a părut rău ulterior. Și anume, au naționalizat parțial sistemul de pensii. Acum încearcă să dreagă busuiocul cumva, să corecteze acea greșeală. Dar și politicienilor le pot veni multe idei într-un context de constrângeri de tipul acesta. Deci, ca să sintetizez, urgența momentului este reducerea deficitului. Ca să nu mai discutăm de problema cu datoria publică, cât de mult ne mai putem întinde sau nu. Să nu uităm, spre exemplu, că datoria publică în momentul de față, aproape jumătate din ea e în valută. E sănătos să fie așa? Eu zic că nu. Adică noi, și pe bune dreptate, am spus de atâtea ani de zile și Banca Centrală a spus de nenumărate ori, nu e sănătos să te îndatorezi în valută, să ai risc valutar. Păi statul nu are risc valutar? Adică veniturile statului cât de mari sunt în euro? Marea majoritate a veniturilor statului sunt în lei. Când ai o datorie publică de 50% în valută, nu cred că e chiar confortabil. O depreciere de curs îți crește efortul de rambursare. Dobânzile care sunt au o tendință mai degrabă de creștere în anii următori, îți crește efortul de rambursare și îți crește cheltuiala cu dobânzile. Suntem acum la 1,5% din PIB. Dacă facem niște simulări, ce înseamnă, nu știu, o dobândă de un punct, două punctuale, poate mai mult, în plus la datoria publică, înseamnă multe miliarde de euro. Și atunci cred că trebuie să tratăm cu foarte mare atenție și seriozitate acest proces de consolidare fiscală, care este obligatoriu. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Libocor, sunteți de acord cu tot ce au spus antevorbitorii dumneavoastră? Absolut. Nu e absolut nimic criticabil sau amendabil. Sunt opinii absolut decente și corecte. Eu aș face un recurs la istorie pentru a încerca să înțelegem, chiar dacă probabil nu e într-atâta de relevant, comportamentul datoriei publice. Înainte de primul război mondial, datoria publică era undeva de până în 2 miliarde de lei. 1914-16, în sfârșit. La 1921, datoria crescuse de 10 ori, a ajuns la 20 de miliarde de lei. Iar după al doilea război mondial, datoria crescuse de la 20 de miliarde la 130 de miliarde, cam de 6 ori și un pic. Au fost două războaie mondiale care au explicat într-un fel sau altul, plus Marea Depresiune, să nu mai vorbim, dar probabil că or fi opinii care o spune precum acum, România n-a fost deloc afectată, precum n-a fost nici de criza medicală sau în sfârșit a fost într-o măsură foarte mică. Revenind, dinamica datoriei publice în acest context, eu nu o văd a se încetini în mod consistent. Recomandabil ar fi să se întâmple asta, dar dacă ne uităm la ce luăm noi din alte economii, la ce active externe nete avem, ce putem să facem cu ceea ce ne poate veni din afară ca urmare a investițiilor noastre în alte economii, precum și alte economii au investiții la noi sau la terți. Noi nu putem să ignorăm faptul că, fără să ne împrumutăm, nu prea găsim ieșire. Se discuta la un moment dat în contextul nu neapărat al datoriei, pentru că sunt bani nerambursabili, e discutat de fantastica sumă alocată de la bugetul Uniunii pentru România la nivelul anului curent, sau în sfârșit, dacă împărțim pe cei 7 ani bugetați, sunt cam 7 miliarde pe care îi primim nerambursabili, în sfârșit. 7 miliarde, puțin sub 7 miliarde, era nivelul TVA necolectat în 2018. Prin urmare, cum punem întrebarea ca să dăm un răspuns corect? Trebuie să ne bucurăm de acești bani pe care îi primim, că îi primim, că sunt alocați. Dar echivalentul acestei sume se regăsește în economia națională necolectată. Bani necolectați. Și doar din TVA. Revenind la 47%
12%, spre exemplu, din 2008 de la 12% până acum, nu, datoria a crescut de 4 ori. Acum suntem la 47,48 în sfârșit. A crescut de 4 ori în 10 ani. Hai, 11 ani, să zicem, 11-12 ani. Ce e de făcut aici, apropo de cât să ne îndatorăm? Ne îndatorăm atâta cât avem nevoie ca să funcționăm, în măsura în care nu reușim să generăm resurse. Dacă decidem să nu ne îndatorăm, pe mine cel puțin memoria mă duce într-o perioadă predecembristă care nu cred că e de bun augur și nu cred că este funcțională în momentul de față la noi. Apoi, exact cum s-a mai spus și înainte, cum s-a menționat de către antevorbitorii mei, ce faci cu banii? Că problema nu e că te împrumuți neapărat. Încă mai avem spațiu până la cel 60% care, da, nu mai prea contează. Este un criteriu acolo care nu mai prea contează în momentul de față pentru noi. Pentru noi contează care este nivelul de datorie pe care putem să-l gestionăm fără să generăm tensiuni. Asta e important pentru noi, nu 60%. Am auzit multe opinii, domnule, dar mai avem până la 60%. Ei, în ritmul ăsta mai avem puțin până la 60%. În ritmul în care s-a îndatorat țara până acum. Dar revin, ce faci cu banii? Că poți să-i pui la muncă, să spunem așa, poți să-i bagi în sectoare, să-i investești și să ai multiplicator la ei, sau poți să-i cheltui fără un foarte mare efort pe costuri fixe, ca să spun așa. Hai să mărim de toate, și salarii și așa mai departe. Ori asta, multiplicatorul este spre zero, dacă nu mă înșel. Apoi, ce vrem să încurajăm până la urma urmei în economie, apropo de nevoia de îndatorare sau de limitare sau de reducere acestei nevoi de îndatorare? Vrem să încurajăm consumul? E foarte bine că încurajăm consumul, pentru că asta ne va aduce datorie mai mare. Asta ne dorim? Eu personal cred că nu. Mai ales când consumul este acoperit din producția altor economii. Adică, cu alte cuvinte, noi plătim alți muncitori din alte economii atunci când consumăm produsele importate. Este foarte simplu, s-a mai spus lucrul ăsta, nu e nimic nou. Revenind, uitându-mă la, în ansamblu, la datoria globală, aș spune, lăsând la o parte datoria României, cred că la un moment dat se va pune problema unui write-off, pentru că la modul în care decurg, la parcursul pe care era datoria, ritmul de îndatorare la nivel global, lucrurile nu pot să țină la nesfârșit așa. Există, cum bine s-a menționat, economii care își permit să financeze și 200% din PIB datorie publică. Nu e cazul nostru. Dacă au monede de rezervă, dacă au alte aturi. Exact. Nu e cazul nostru. Și aici, colateral cu povestea datoriei, care presupune până la urmă o interacțiune a economiei tale cu niște finanțatori de ultimă instanță sau, în sfârșit, investitori. Aici ar mai trebui să spun încă un lucru care probabil că nu este văzut neapărat a fi extrem de conectat la această problemă a datoriei sau la întrebarea ce facem datoria. Care este poziția geopolitică pe care am avut-o în ultima perioadă, apropo de investiții? Și am să mă fac un pic mai clar și în același timp în termeni foarte succinți. În perioada în care Germania, Franța, Italia întrețineau relații bune, chiar foarte bune, aș spune, cu entități gen Rusia și China, noi refuzam investițiile din această economie a Chinei, spre exemplu. În perioadele în care Germania nu avea niciun fel de problemă să dezvolte relațiile cu Rusia, noi rămăsesem încă oarecum cantonați în trecut, privind lucrurile în termeni, hai să spunem așa, albaștri sau roșii. Nu e cazul. Cred că aici greșim. Și să nu mai uităm, să nu uităm încă un lucru. Pe parcursul anilor, perioada post-decembristă, China a ajutat România, apropo de modul în care acum ne poziționăm față de China. Prin urmare, cred că aici ar trebui să se schimbe puțin abordarea. Dacă ne punem așa, pur și simplu, ne întoarcem cu spatele, cum spunea Coandă, la viitor și vâslim, trebuie să avem certitudinea că avem un cârmaci bun care să ne spună pe unde mergem, dacă mergem bine. Relațiile bilaterale sunt un element care pot să ajute un stat, nu neapărat România, atunci când acel stat are nevoie de niște fonduri
în plus pentru a ieși dintr-o situație de colț. Așa este, acum, da. Cred că suntem. Putem fi de acord sau mai mult sau mai puțin de acord. Adică aș fi foarte atent și la ce fel de ajutor primim de la China și mă uit și la istoricul investițiilor Chinei din zona Africii. Mă uit și la ce s-a întâmplat cu împrumuturile acordate de China Greciei. Sincer, sunt absolut de acord. Sunt absolut de acord, nu contest. Nimeni nu joacă complet ortodox aici. Dar e vorba de construirea unor relații sau de acordarea unei importanțe, cel puțin, hai să zic așa, funcționale, relațiilor pe care le-am avut istoric. În ritmul ăsta o să ajungem la un istoric vorbind, noi nu eram în NATO. Acum, dacă ne orientăm și spre China, s-ar putea ca din partea cealaltă să fim priviți ușor diferit. Istoric vorbind, n-am să intru în detalii, dar au fost destul de multe opinii care au explicat destul de clar că anumite alianțe nu-și mai au obiectul muncii, ca să spun așa. N-am să intru în detalii. Nu este vorba despre a merge punctual. Nimeni, din câte țin eu minte, nu a jucat perfect, pentru că e imposibil să joci perfect. Dar să fii un pic mai dibaci și să nu uiți în primul rând, pentru că la un moment dat probabil că și alții vor uita. Și noi suntem în situația în care dacă alții uită, ne doare mai tare. Dar revenind la datorie, da, 47% este peste acel prag de 45% pe care chiar și Banca Centrală l-a promovat și l-a argumentat ca fiind o limită sustenabilă a datoriei, însă nu este neapărat imposibil să trăim și cu 47% sau cu 50%. Dar pe măsură ce vom merge mai încolo, trebuie să ne gândim că vin generațiile din urmă care vor plăti ceea ce noi am acumulat. Și probabil că o să ne pună și o întrebare dacă o să ne mai prindă pe aici. Bine, bine, ne-ați îndatorat. Ce-ați făcut cu banii? Pentru că, uite, infrastructură nu am. Da? Mi-aduc aminte, nu vreau să fac trimitere sau să critic, Doamne ferește, mi-aduc aminte de acele discuții care sunau extraordinar de bine cu spitalele regionale. Spuneți-mi dacă vedeți vreunul, că eu nu văd niciunul. Apoi, sistemul de învățământ. Se discută despre online și va fi noua normalitate online. Îmi cer scuze, nu vreau să supăr pe nimeni. Învățământul online este o soluție, este un surogat, este o soluție de moment. Învățământul nu se poate face așa cum trebuie el să fie făcut online. Pentru că în relația de, sau în procesul de învățământ, este vorba de o relație emoțională între discipol și maestru, între elev și profesor. Online-ul poate să suplinească o vreme. Întrebarea pe care aș vrea să mă adresez e legată de deficitul bugetar, de cheltuielile rigide de care s-a tot vorbit și are în vedere mai exact salariile din sectorul public. Și aici întâlnim o sau două categorii foarte polarizate de cetățeni. Unii care susțin că grasul se urcă pe slab, alții care susțin că avem servicii de o calitate mult prea redusă și că salariile de acolo ar trebui crescute. Care ar fi punctul de echilibru în care s-ar putea întâlni cele două lor de poziții? Domnule Libocor, o luăm din nou de la dumneavoastră. Sunt salariile din sectorul public prea mari? Salariile niciodată nu sunt prea mari dacă îi întrebați pe cei care le primesc. Pe de altă parte, în ultima perioadă, toată lumea a observat că dinamica salariilor din sectorul public a fost semnificativ mai mare. Mai exact, acolo am avut dinamică, în rest am avut stagnare. Și atunci, probabil că o bună parte dintre economiști s-au întrebat. Nu, în primul rând, păi suntem de acord, dar care e productivitatea? Aici intrăm iar într-o zonă destul de sensibilă, dar plăcută ca subiect de discuție. Cum calculezi productivitatea
spre exemplu, unui dascăl. Asistent. Nu? Nu, vorbesc de un dascăl, pentru că procesul de învățământ durează, în cazul fericit, 12 ani. Nu? Gimnaziu, primaziu și liceu. Cum calculez productivitatea unui dascăl, unui învățător, neștiind până la urma urmei cât de multă plus valoare va aduce elevul acestui dascăl în economie sau societății, în perioada în care el e în clasele 1-4. Trebuie să aștepți până termină liceul și să vezi până la urma urmei ce a adus sau ce a generat în plus, cât de mult a contat. E destul de greu de calculat productivitatea aici. Sistemul de învățământ, sistemul de sănătate, la fel, cum se calculează productivitatea unui chirurg? Ar spune cineva, probabil foarte simplu, câți pacienți au scăpat și câți n-au scăpat. Să nu cădem în utopii. Nu cred că e corect neapărat așa. Deci sistemul public în ansamblul lui este într-adevăr un consumator de resurse, dar asta ar fi mai puțin dureros, sau în sfârșit, n-ar fi deloc dureros, dacă ceea ce s-ar întoarce către societate ar aduce beneficii societății. Adică în momentul în care mă duc la medic să nu stau pe niște holuri relativ înghesuite 6 ore, este cazul prelorilor la urgență. Și nu e vorba doar de această perioadă conjuncturală. Era și înainte, la fel. Dacă mă duc spre exemplu, într-o școală, într-un liceu, să nu fiu nevoit, și aici cu părere de rău o spun, că încă mai sunt situații, să caut clubul, în sfârșit, toaleta prin curte, despre asta este vorba. Și atunci stai și te întrebi, bun, asta e alocarea, astea sunt salariile, nu sunt suficiente, precum spuneam, întotdeauna dacă veți întreba un salariat, va spune, da, ar putea să mai crească. E loc de mai bine. Sunt absolut de acord cu asta. Este omenește, este firesc, nu trebuie să fie deloc condamnabil sau, eu știu, criticabil. Dar întrebarea ulterioară este ce faci dumneata în plus sau ce ai adus în plus sau cum justifici. Pentru că dacă bine mi-aduc aminte și probabil că fie mă veți confirma, fie îmi veți infirma ceea ce voi spune acum, destul de multă lume se compară în termeni de, păi la compania X, cu tărică, hai să zicem, economist are 10 lei și la compania Y tot economist are 15 lei. Păi să am și eu 15. Nu e chiar așa. Sau un ministerul nu știu care e într-un fel, în ministerul celălalt e într-un alt fel. Aici lucrurile sunt destul de dificil de separat așa, de pus în locurile lor. Ceea ce este, având experiența 4 ani și jumătate în Ministerul de Finanțe într-o perioadă în care a fost destul de dificil în România, 98-2002, 97-98-2002 în sfârșit, pot să spun că, într-adevăr, în aparatele guvernamentale se discută despre două situații. Fie este supradimensionat aparatul și există, Pareto, există 20% care fac treabă și 80% care fac orice altceva. Da? Fie este subdimensionat. Și subdimensionarea asta este percepție simultană, este o percepție simultană cu aceleia din tâi. Pentru că sunt unii care spun, domnule, nu mai facem față, mai avem nevoie de niște colegi. Muncesc din capacele. Exact. Și când te uiți pe schema de personal, ca să spunea, pe total efectiv forță de muncă disponibilă, vezi că, de fapt, posturile sunt ocupate, există acolo forță de muncă, dar nu se simte în procesul de muncă. Și soluția care ar fi? Păi soluția ar fi probabil o verificare, o reașezare a acestor scheme, nu știu, o testare a oamenilor, habar n-am, nu știu ce să spun eu neapărat, că după aceea orice ai spune este blamabil și condamnabil. Eu personal nu sunt adeptul ideii cum o fi, ia, e bine și așa, merge mai departe. Adică trebuie să ne înțelegem chestiunile astea cu fă-i loc și lui nepotul locutare, hai că ți-l aduc și pe verișorul lui X, să-mi fie cu iertare. Astea sunt probleme pe care lumea se ferește să le atingă, să le discute. Dar astea sunt probleme care generează costuri. Păi și da. Nu generează niciun fel de adăugată. Păi și cum spunea și domnul Dumitru, că masa salarială e dimensionată cam la același nivel în următorii 2-3 ani, ca să menții
Același număr de personal înseamnă să menții nivelul salariilor în cel mai bun caz. Dacă ar fi să tai din numărul de personal, să faci o restructurare, cine face normativul sau câți Aici medici, e greu de, aici e numărul greu de optim dat de un medici? răspuns. În mod sigur, dacă vorbim de cadrele medicale, optimul este, la noi este vorba de un suboptim. E clar. Pe de altă parte, dacă vorbim de aparat bugetar central, n-am cifre la dispoziție ca să pot să mă pronunț în cunoștință de cauză, dar am senzația că este o ușoară supradimensionare în anumite zone și subdimensionare în alte zone, indiferent că percepția este simultană cu cea de care vorbise mai înainte, acel Pareto. 20% fac treabă și restul fac orice altceva. Da. Domnule Dumitru, sunt Da, în ce privește, bugetarii. Ce spuneți? zic, în ce privește salarizarea în Da, sectorul da. bugetar, asta era întrebarea. Exact. Sunt două aspecte ale acestui subiect. Pe de o parte, numărul de salariați, pe de altă parte, nivelul de salarizare. Dacă ne uităm pe cifrele statistice, și m-am uitat cu atenție în ultima perioadă pe aceste cifre și comparații cu alte state, o să constatăm că la nivel de număr de personal, la nivel agregat, numărul de angajați în sectorul public din România pare mic sau mare în funcție de ce ne raportăm sau reperul la care ne uităm. Spre exemplu, dacă ne uităm la numărul de populație sau dacă ne uităm la numărul de salariați din economie la nivel agregat, adică inclusiv cei care nu plătesc taxe și impozite, sau la numărul de angajați din economie, inclusiv cei care sunt autoangajați, acel self-employment, o să constatăm că suntem pe la coada clasamentului și am trage concluzia că nu sunt mulți bugetari. Dacă ne uităm însă la numărul de plătitori de taxe și impozite, și anume la numărul de salariați care sunt plătitori de taxe și impozite, să constatăm că sunt cam mulți bugetari raportat la acești plătitori de taxe și impozite. Până la urmă poți să spui, domnule, dar totuși serviciile publice adresează toată populația, nu numai cei care plătesc taxe și impozite. Și e treaba statului să facă pe cei care nu plătesc taxe și impozite să le plătească. Sau dacă sunt deduceri, scutiri și așa mai departe, să corecteze acest lucru. Deci aș spune că nu prea avem motive sau chestii palpabile pe care să ne bazăm să spunem că sunt prea mulți bugetari la nivel agregat. La nivel subsectorial, poate, nu știu, în administrația centrală, administrația locală, în ministere, în, nu știu, sănătate, educație, pot fi discrepanțe și dezechilibre destul de mari, adică prea mulți sau prea puțini în anumite sectoare. Dar la nivel agregat nu cred că putem trage concluzia că sunt prea mulți. În același timp, pe partea de salarizare, aici lucrurile sunt clare. Nivelul de salarizare în România, în sectorul public, raportat la media pe economie, e de departe cel mai mare din Europa, deci așa numitul salariu relativ raportat la media pe economie. Spre exemplu, administrația publică e de departe cea mai bine plătită, raportată la salariul mediu pe economie și la mare distanță față de celelalte state. Decalajul e cam de 60-70%. Dacă ne uităm la educație, sănătate, și aici, în termeni relativi, stăm destul de bine în clasamentul european. Dacă ne uităm în termeni absoluți, adică salariul în echivalent euro, spre exemplu, avem în administrația publică cel mai mare salariu din Europa Centrală și de Est, mai mare decât în Polonia, mai mare decât în Ungaria, decât în Cehia, toate țările din jurul nostru. Iar dacă ajustăm și cu puterea de cumpărare, salariul din administrația publică din România nu e foarte departe de salariul din Germania, spre exemplu. Dacă ne vine să credem sau nu, dar cam asta e realitatea lor. Adică, totuși trebuie să te raportezi. Evident că întotdeauna părerea e subiectivă. Îi întrebi un funcționar din administrația publică dacă e mulțumit de salariul său, evident că o să spună că nu. Până la urmă e o chestiune de management al performanței și raport între performanță și modul în care îl plătești. Deci nu putem să fim nici ipocriți să spunem, domnule, sunt prea bine plătit și ar trebui să aibă salarii mai mici. Problema este ce livrează în schimbul acelor salarii și cum se face angajarea lor, cum se Și face cum evaluarea măsurăm performanței. ceea ce livrează? Eu Pentru cred că e că se foarte pot greu. găsi Cum spunea indicatori. domnul Ibocor, la un profesor, de pildă, cum măsori produc, nu Păi eu neapărat cred că produs. indicatori se pot găsi. Spre exemplu, cum un banking care e tot un serviciu, da? Și serviciile publice sunt servicii, da?
găsim indicatori de, nu știu, de tip NPS, Net Promoter Score, adică clientul tău cât de satisfăcut este de serviciu pe care îl livrezi. Cred că și, da, cred că și în școli, în spitale poți să găsești indicatori de tipul ăsta, de satisfacție a clientului, să zicem. Ai fost internat într-un spital și să spui, domnule, m-au tratat uman, au făcut tot posibilul să găsească cel mai bun tratament, adică ești mulțumit de cumva modul în care ai fost tratat, ăsta poate să fie un factor pentru salarizarea celor oameni. Evident că trebuie găsite niște, să zicem, elemente de control cumva, dar cred că pot fi găsiți indicatori. Deși pare mai dificil la prima vedere, cred că pot fi găsiți indicatori. Și în educație, spre exemplu, nu neapărat satisfacția elevului, dacă știm bine că un elev care nu învață, spre exemplu, nu o să fie prea mulțumit de modul în care l-ai învățat la școală. Dar în același timp poți să, nu știu, să măsori câți promovează examenele de bacalaureat, de capacitate, de, nu știu, dacă vezi că sunt școli care în mod sistematic performează mult mai slab decât altele, deși calitatea elevilor poate e similară, e clar că e o problemă și de calitatea personalului, de calitatea corpului profesoral. Adică poți să găsești niște indicatori care să îți dea un indiciu și cu privire la modul în cum se livrează sau care e calitatea serviciilor livrate de acea instituție publică. Da, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Lungu, noastră, în care dintre cele două tabere vă situați? Sunteți de partea celui care considerați că bugetarii sunt prea bine plătiți sau că sunt prea prost plătiți? Și aș aborda problema asta din punct de vedere macro. Deci întotdeauna e bine să privim lucrurile de sus, cel puțin asta susțin eu. Sigur că sunt probleme legate de cum măsori productivitatea, da, în administrația publică. Poți găsi indicatori, da, și poți să faci, nu știu câtă birocrație ar implica, cât de ușor s-ar putea face și așa mai departe. Dar din punct de vedere macro, practic o țară poate să crească. E teoria asta lui Heckscher-Ohlin, teoria comerțului internațional. Deci o țară poate să crească pe termen lung doar dacă export. Practic, altfel nu ai cum să crești. Sectorul public, administrația publică, în esență, este un non-tradable, da, cum îl numesc economiști. Deci, practic, multe din serviciile lor nu sunt exportabile, da, să zicem așa. Deci, practic, politica practicată în ultimii ani la noi, în România, a fost de creșterea accelerată a salariilor din a cheltuielilor cu salariile. Că și aici trebuie făcut o distinție. Este vorba de totalitatea cheltuielilor cu salariilor, sigur, în sectorul public. Practic, sunt multe, sigur, că cei din... Trebuie aici făcute distinții între învățământ, între sănătate și așa mai departe. Dar, pe ansamblu, nu poți să ai într-un sector care nu exportă, da? Care nu este practic expus competiției, da? În termeni foarte simpli, să ai un salariu care depășește media economiei și nu numai asta, m-aș referi, aș raporta-o direct cu media sectorilor care exportă, deci în speță industria. Diferența între salarii este mare. Acest model nu poate să fie susținut economic pe termen lung. Adică nu poți să crești din pic salariile unor oameni care practic nu sunt expuși competiției, pentru că practic impactul competiției este dat de către nivelul salariilor din sectoarele care exportă. În speță industria, da, sigur, poate că și alte companii din industrie ar dori ca să crească salariile din pix. Problema este că nu pot, pentru că ar deveni necompetitive și în secunda 2 n-ar mai avea cum să mai exporte și ar închide porțile. Deci m-aș uita la acest aspect ca un nivel relativ, da, de a gândi această politică a cheltuielor cu salariile în administrația publică. Aceste cheltuieli sunt foarte mari și practic redresarea lor trebuie făcută clar în următoarea perioadă, pentru că dacă luăm o perioadă de 8 ani de zile, din 2016 până în 2024, o să vedem că chiar dacă ele stagnează în următorii 4 ani, practic pe media celor 8 ani, oricum vor crește destul de substanțial. Și sigur că această înghețare se poate face în principiu dacă reduci numărul de angajați. Adică practic înghețarea cheltuielilor cu salariile nu înseamnă că nu vor crește cheltuielile cu salariile celor din administrația publică atâta timp cât se va face o reformă. Da, se va face o reformă, deci unii mai vor mai pleca, se vor
comasa instituții, ar fi foarte bună această reformă administrativ-teritorială. Sunt țări care au făcut acest lucru și au economisit foarte mulți bani la buget. Că nu ai nevoie de primar în fiecare sat. Așa este. Da, și în Franța și în Elveția s-au întâmplat. Și în Croația, să știți, recent, se pot economisi foarte, foarte mulți bani la buget. Da, deci problema în România, apropo de restructurarea aparatului de stat, este că la noi ar putea fi restructurați cei 80% care muncesc. Pardon, cei 20% care muncesc și să rămână ceilalți 80%. Asta e marele risc. Asta și aici, da, numai punctul ăsta de încheiere pe care, într-adevăr, l-ai făcut foarte bine referire, este vorba de competențe. Și eu nu ți-a referit la asta. Competențele sunt foarte importante. Deci, practic, trebuie să iei omul potrivit, să-l pui la locul potrivit. Poate că de aici, dacă am face acest lucru, cred că și nivelul salariilor ar deveni mult mai competitiv în administrația publică și, practic, oamenii ar fi plătiți mai bine acolo, bazat pe competențe. Da. La noi se ia vărul potrivit la locul potrivit. Domnule director Copaciu, cum priviți această dihotomie a nivelului salarial din sectorul public? Sunt bugetarii prea mulți, sunt prea puțini, au salarii prea mari, prea mici? Dacă sunt multe paliere. Ok. Mă auziți? Ok. Da. Aș încerca să răspund pe mai multe paliere și primul la care m-aș referi e acela legat de anvelopa salarială, care într-adevăr e foarte mare și a crescut mult în ultima perioadă de timp. E o întreagă dezbatere legată de ponderea în general în economiile în curs de dezvoltare a muncii, totalul alocării resurselor produse în economie. Dacă ne uităm în România, într-adevăr, pornim de la o pondere ridicată de aproximativ 32% în intervalul 2014, cred, 2020, observăm că această pondere a crescut la aproximativ 39%. Deci vorbim de 7 puncte procentuale în plus alocate muncii. Din aceste 7 puncte procentuale, nu, 6, scuze, de la 33 la 39, no, cam cifre. Din aceste 6 puncte procentuale, aproximativ 3,5 au mers în sectorul public. Și doar 2,5% aproximativ în sectorul privat. Deci din punctul ăsta de vedere avem o problemă. Pe de altă parte, cred că trebuie să ne uităm puțin la modul în care sunt distribuite resursele în sectorul public. Respectiv, sunt niște probleme distribuționale acolo și aș vrea să văd, încă nu am văzut comparații legate de, și în anumite sectoare se poate face. În educație pot să mă uit cât e salariul unui profesor din mediul public relativ la salariul unui profesor dintr-o școală privată. La medici, unde într-adevăr veniturile au crescut destul de mult și e ok că s-a întâmplat așa ceva, și ca, doar ca o notă personală, am avut contact din nefericire cu medici în perioada aceasta pandemică și serviciile au fost excepționale. Nu mă așteptam după tot ceea ce citisem legat de aglomerări și timp de așteptare. La stat sau la privat? La stat, la Bagdasar Arseni. Iarăși, la medici, dacă facem comparația sector public, sector privat, putem să observăm poate că diferențele nu sunt atât de mari, sau poate chiar sunt în favoarea celor din sectorul privat. Unde e greu, pentru că nu avem o contrapartidă, e administrația publică, într-adevăr, fie centrală, fie locală. Și aici, după cum spuneau și colegii, după cum spunea și Ionuț, într-adevăr, trebuie acordată o mult mai mare importanță, haideți să numim așa, satisfacție contribuabilă. Ești mulțumit de serviciile pe care le primești? Nu există o problemă. Nu în ultimul rând, unde aș vrea să intervin, pentru că aici văd un rol foarte important al statului, până la urmă, în asigurarea unei egalități de șanse, și ce spun prin asta, e la nivelul sectorului educațional, și când mă refer la sectorul educațional, mă refer la sectorul preuniversitar, mai degrabă primele 8 clase. Acolo cred că sunt probleme mai degrabă chiar de salarizare neadecvată a unor profesori și de design greșit al mecanismului, până la urmă, sistemului și de atragere de profesori la anumite școli. Și să vă dau un exemplu. Știți,
toți sunteți probabil la curent și se întâmplă și în alte țări, cu faptul că pentru a-ți duce copilul la o anumită școală trebuie să-ți faci o viză de flotant pentru că vrei să-l duci la o școală bună. Bună. Așa, prin calitatea având o bună reputație. Da, având o bună reputație. Eu stau, de exemplu, lângă Viilor, toți prietenii pe care i-am și care au copii care merg la școală, își fac flotant în tineretului ca să poată să-și ducă la 500 de metri mai jos, ca să poată să-și ducă copiii la altă școală. E, modul de intrare în sistem a profesorilor trebuie regândit. Și aici vin cu un exemplu simplu. Uitați-vă, îmi place basket. În NBA, cum se menține până la urmă discrepanța dintre forța echipelor la un nivel relativ limitat. Să nu ai echipe care domină an de-a rândul campionatul fără a încuraja și celelalte echipe. Toți basketbaliștii care vin din mediul universitar, cei mai buni sunt aleși de cele mai slabe echipe din sezonul precedent. Cred că și la noi, până la urmă, ar trebui un design astfel încât să avem oameni din ce în ce mai buni în școli din mediul rural să primească anumite să le spun incentives, să primească anumite stimulente, astfel încât problemele pe care le avem în învățământul primar și cel secundar să nu mai fie atât de stringente. Vorbim de rate de abandon foarte mari, vorbim de analfabetism. Scăzută. Poftim? De analfabetismul funcțional. Da. Și cred că educația timpurie e foarte, foarte importantă. Și aici am văzut niște măsuri... Tocmai ce s-a aprobat. Mă rog, a fost legiferat un proiect de lege în privința educației timpurii, din câte știu, la sfârșitul anului trecut. Okay. Eu văzusem măsurile propuse de fostul ministru Funeriu pe educație, care privesc alocarea unei părți din aceste fonduri din Planul Național de Reziliență și Reformă, PNRR-ul, tocmai pentru rezolvarea unor probleme care să prevină abandonul școlar și în același timp să asigure și o ofertă mai bună din partea profesorilor. Cred că aici avem o problemă pe termen mediu și lung foarte, foarte, foarte mare. Eu sunt siderat de faptul că imaginea reformei în educație sau purtătorul de cuvânt al educației e un blogger care încalcă și cele mai elementare reguli legate de pandemie și vine și ne dă lecții legate de reforma în educație. Aici, nu știu, trebuie intervenit și intervenit foarte repede, pentru că se pierd generații. Și iarăși, și să ținem cont în continuare și de mediul rural. Cred că privim România ca o sumă de orașe sau câteva orașe importante și uităm că avem o componentă rurală sau chiar și de orașe mici până la urmă, că e aceeași situație cu o discrepanță imensă față de ce înseamnă restul sau majoritatea Uniunii Europene.